În organizarea colegilor de la ziarul Argeșul, oameni de sport și sportivi de performanță din județul nostru au participat la un eveniment inedit organizat la școala gimnazială Tudor Vladimirescu din Pitești. Dragii mei elevi, vă aflați în mijlocul unor adevărate modele pentru voi. Pe de o parte, cadrele didactice ale școlii gimnaziale Tudor Vladimirescu din Pitești, care cu blândețe și pricepere vă ajută pe voi să descifrați tainele disciplinelor pe care le studiați la școală. Pe de altă parte, se află aici alături de noi valori incontestabile ale sportului românesc. Invitații au participat mai întâi la o prezentare a elevilor din cadrul școlii, ce au avut rezultate la competiții de karate, fotbal, dans, șah, not și tenis, după care aceștia s-au adresat copiilor, încurajându-i pe aceștia să practice sportul în continuare, să facă mișcare în orice condiții. Doar trebuie să vă convingeți părinții, bunicii, prietenii să veniți să faceți mișcare. Este un lucru extraordinar și mai puțin copii în spitalele din județ. A face mișcare înseamnă sănătate și un lucru extraordinar. De aceea mă aflu în acest moment în spirea dumneavoastră de a vă deschide aceste căi, de a vă mișca numai la not, că să mergeți la fotbal, orice, la atletism. În primul rând să nu uităm că sportul, așa cum spuneați, înseamnă sănătate, sportul înseamnă viață, înseamnă comunicare, socializare. Sportul este copii să rețineți o cale frumoasă și ușoară de a răzbi în viață. Modelele din sport, vedeți și dumneavoastră, sunt nenumărate. Pentru fiecare ramură, pentru fiecare disciplină, fiecare dintre dumneavoastră, visați acolo sus, visați să ajungeți un Ronaldo, un Messi, un, eu știu, Bolt, un fiecare dintre dumneavoastră în domeniul de sport pe care îl practică, își dorește să ajungă acolo. Vreau să vă transmit și eu acest mesaj, să faceți sport. Indiferent ce sport faceți, trebuie să înțelegeți că sportul vă aduce, în primul rând, că vă dezvoltați frumos, sunteți sănătoși, vă disciplinează sportul, vă învață ceea ce trebuie să faceți în continuare în viață. Minte sănătoasă într-un corp sănătos nu sunt cuvinte mari. E un dicton desuzitat, dar foarte, foarte valabil. Sigur, putem pune în balanță, eu știu, sportul de performanță și sportul de masă. Într-adevăr, este practic imposibil ca fiecare dintre dumneavoastră să facă sport de performanță. Fie și din punct de vedere nativ este imposibil, fie, eu știu, din punct de vedere al unor condiții sociale, dar este foarte important ca fiecare dintre voi să facă mișcare, pentru că nu-ți trebuie o condiție materială bună ca să faci mișcare. A urmat apoi un moment artistic al elevilor, după care pe terenul din curtea școlii s-a jucat fotbal, elevi contra reprezentanții echipei din Liga a II-a CS Mioveni. Arbitru al partidei, Alexandru Tudor, a tras concluziile întâlnirii. Sunt obișnuit să arbitrez copii pentru că mă duc la echipa fiului meu și de fiecare dată mă bucur pentru că entuziasmul pe care ei l-au duc, i-au adus pe jucătorii Mioveni să spună nu opri, că noi mai vrem să mai jucăm. I-am întrebat odată, i-am întrebat de două ori, i-am întrebat de trei ori. Antrenorii ar fi să ia la antrenament, iar ei vor joace în continuare, pentru că și ei simt bucuria asta. Asta este un semn de dragoste pentru copii și entuziasmul și dragostea asta trebuie spuse în valoare. A fost un meci frumos, a jucat corect? Cu siguranță s-a jucat frumos și asta e pentru mine ceea ce trebuie să apreciem. Despre acțiunea de astăzi? Ar trebui să se întâmple astfel de acțiuni peste tot. Copiii vor să facă ce e mai frumos. Mișcarea, sportul sunt chestiuni care ne fac să trăim cu adevărat. Și entuziasmul poate fi stârnit cu foarte mare greutate. Iar acum ați văzut ce s-a întâmplat aici. Imagine vorbesc de la sine, adică ce spun eu n-are niciun fel de valoare pe lângă imagine pe care le-ați filmat.